Pentru cei care aveți probleme cu folia, la BMW vă recomand întotdeauna să folosiți una originală, deoarece ține mult mai mult decât una pe aftermarket Corteco, care ține 30-40 de mii de kilometri. Aceasta este originală. Și dacă tot o schimbați, vă recomand să schimbați și șuruburile. Sunt 80 de lei și chiar se merită. Problemă BMW X3 2000 diesel. Fulia crăpată. Vă recomand întotdeauna, când ajungeți în situația aceasta, să o schimbați cu una pe original. Celelalte aftermarket nu țin decât 30-40 de mii de kilometri. Dacă nu o schimbați, riscați să stricați alte componente ale motorului.